Târgul de toamnă de la Breaza va avea loc în acest an între 12 și 15 octombrie. Se află la cea de-a 227-a ediție și este unul dintre evenimentele cu cea mai lungă tradiție din județ. Pe data de 14 octombrie va începe și spectacolul care va marca zilele orașului. Pe scenă vor urca în prima zi interpreți de muzică populară. În prima zi a festivalului avem pregătit segmentul de muzică populară și folclor, ocazie cu care marcăm și ediția a 12-a festivalului Calabreaza, unde am invitat pe Laura Olteanu, pe Valentin Grigorescu, pe Nicu Paleru, împreună cu partenera sa de scenă, Emilia Ghinescu. Pe 15 octombrie, spectacolul va fi asigurat de interpreți și formații care sunt în topul preferințelor celor tineri. Avem pregătit pentru tineret formații tinere de renume pe care nu le-am mai avut până în prezent în anii anteriori. Leia Di, Raluca, Dorian Popa și Elena Gheorghe cu trupa. Nu vor lipsi de la eveniment nici ansamblurile folclorice, parada de deschidere și concertul de promenadă oferit de fanfara Prahova. Vineri, pe 14 octombrie, la Centrul Cultural va avea loc și vernisajul expoziției care poartă semnătura cetățeanului de onoare al orașului Breaza, Vasile cel Mare.